Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. La conferința pe teme climatice de la Paris din decembrie 2015, 195 de țări au adoptat primul plan universal de acțiune la nivel mondial, privind combaterea schimbărilor climatice prin limitarea încălzirii globale la mult sub 2 grade Celsius. Această realizare istorică a fost doar începutul. Fiecare țară trebuie acum să-și transpună angajamentele în acțiuni. Activitățile umane, precum arderea combustibililor fosili, creșterea animalelor și defrișările, cauzează urcarea bruscă a temperaturii globale. Nivelul în creștere al mărilor va periclita zonele de coastă și cele insulare joase. Secetele grave și furtunile violente vor deveni mai frecvente și una din 6 specii de pe pământ va fi amenințată. Iată de ce țările participante la conferința de la Paris s-au angajat să combată schimbările climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și prin luarea de măsuri de adaptare la efectele inevitabile ale acestora. În acest scop va fi necesară o transformare economică la nivel mondial, valorificarea potențialului surselor de energie regenerabilă, sporirea sustenabilității agriculturii, decarbonizarea transportului și reorganizarea pieței energiei electrice. Această tranziție va genera oportunități noi pentru industrii, investitori și întreprinderile inovatoare. Cu cât o țară va face mai mult, cu atât cetățenii săi vor avea de câștigat prin crearea de locuri de muncă, produse mai inteligente, un aer mai curat și aprovizionarea mai sigură cu energie. Realizarea acestor obiective va fi o provocare. Cu toții vom avea un rol de jucat. Peste 10.000 de întreprinderi, investitori, regiuni, orașe și organizații ale societății civile iau deja măsuri în întreaga lume. Însă, evenimentele legate de schimbările climatice sunt deja mai frecvente. Toate țările sunt afectate și se văd nevoite să-și consolideze capacitatea de rezistență la schimbările de mediu. Un lucru este sigur, cooperarea internațională este esențială pentru a ajunge la o soluție globală privind clima. Țările dezvoltate s-au angajat să le sprijine pe celelalte prin tehnologie, consolidarea instituțiilor și finanțare. De asemenea, alte țări, inclusiv economiile emergente, oferă sprijin sporit celor mai vulnerabile națiuni. Uniunea Europeană își transpune deja angajamentele de la Paris în acțiune și își va reduce emisiile cu cel puțin 40% până în 2030. Începând din 1990, UE și-a redus deja emisiile cu aproape un sfert, în timp ce economia sa a înregistrat o creștere de aproape 50%. Acordul de la Paris ne asigură un plan de acțiune la nivel mondial pentru combaterea schimbărilor climatice. Conlucrând, putem clădi o lume mai sigură și mai durabilă pentru noi toți și pentru generațiile viitoare.